Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi încerc ceva ce ar trebui să fie horror chică, și anume Dead Space 2. Hai să... Ok, deja mă dor ochii de la... Aoleu, ce n-ai, băi? Ok, eu o să mă uit în altă parte că mă cam dor ochii de la scrisul ăsta, nu știu, dar... Cred că am eu gama prea mare la monitor, nu știu. Isaac, are you there? Bun, gata, a trecut. Oh, God. Poți să sar peste asta? Am dat și jocul cam tare, băga mea și picioarele. You're right, Isaac. The Ishimer is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Da, până terminește discursul lor acolo, aștept. Mai ui șop acolo. Mai răspund la mesaje, pentru că nu știu cum naiba, efectiv. Îmi instalez un joc ceva și pornesc filmarea direct, toată lumea mesaje pe WhatsApp. Bă, nu înțeleg cum e posibil așa ceva, nu mă caută nici dracu și apoi gata, toată lumea să-mi dea mesaj. Nimă monitoare miștolă ăștia. Isaac! You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares. Bă, dar trebuie să dau jocul mai încet. About your dead girlfriend. What was her name? Nicole. I didn't want it to end like Nicole, this. Interesant nume. I really wanted to see you. Deci a murit gaciga săracul Isaac, ok. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Ishimura. USG Ishimura, yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? Parcă mă uit la un film acum. What did you find aboard that ship, Isaac? I found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? Nu seamănă cu aia, cu Nicole. Things you didn't want to see. Ah, chiar imaginea asta albă întâie. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Fă-ne întregi. Ok, săracul are numai halucinații. Aleșinat. Isaac. Isaac, can you hear me? Bă, dar i-am dat grafica mică. Mi se pare că e pe low sau pe mediu. Dar cred că e pe low. Ești pe rezoluție mare și văd că îmi arată la DirectX 9 acolo la Action 43. Bine, FPS-uri acum pe filmare sunt 30, ca ți-am citat eu. Mai trebuie să mă opui pe la grafică și chiar că puteam să filmez 60. I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible danger. Bun, direct îl străpunge pe ăsta, unde te-am mai gândacu. Mă, direct Undertaker își dă ochii pe... Ia, se transformă, ies tentacule. Dar e fain că nu-i cade aia zi... lanterna. Hai că ăsta devine acum un alien. Ok, Isaac, fugi, 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 fugi. Dar bine că am cămașa asta de forță. Run. Run, bitch, run. Aoleu, vine după mine ăsta. Mă amintesc că jocul ăsta l-au filmat și eu bug. Dacă vă aduceți aminte, undeva prin 2014-15 cam așa. Ok, fugi, 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 fugi. Unde e? Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Vine după mine gândacul. Fuck, 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 fuck. Păi și ce trebuie să fac acum? M-am dus, dracule. Mi-a tăiat capul. Ok. Stați o secundă că... Moară un gândac.
Gata, am aruncat telefonul în pat să nu mai răspund la... Să nu mai fiu atent acolo, că efectiv omul nu poate să facă nimic, că trebuie să fie contactat. Ai vrut, Ovidule, să fii YouTuber? Da, bine, mesajele nu sunt de la fanii, chiar de la... Sunt chiar de la gagica mea. Aoleu, usca și mort, usca și mort. Fugi, 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 dă-te dracu, dă-te dracu. A, 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 a. Mamă, ce am făcut ăsta, direct Porsche s-a făcut. Și sunt la adăpost acum să înțeleg. Bă, dar se mișcă belea jocul și are și grafică faină. Stați, bă, că eu sunt dobitoc, că mie îmi trebuie telefonul ca să văd cât dracu am filmat. Bă, unde am aruncat Uite, ok, l-am găsit. Hai că îl scot de pe... Așa, să nu-l văd, cât e ceasul 52, filme și o până pe la fix, cam așa. Sau primul capitol, nu știu. Save, ok. Aici ce pot face. Văd că mai nimic, dar în chestii. Bă, dar are grafică faină, să mor eu. Și se mișcă foarte bine jocul. Bă, numai de... O să fie plăcut să-l pot să-l filmez. Save 1. Accept, gata, direct, save. Ok. Am și salvat, putem încheia aici episodul, glumesc. Unlocked, open. Mamă. Ok, s-au dus dracului și ăștia. Parcă aș fi în Half-Life 2, că numai pe acolo mai vezi oameni de ăștia morți. Bucăți de oameni morți ce cad prin tavan. De fapt și în Outlast. Dar nu, nu-i ca aici. Cum respiră Isaac Newton. Ok, și eu cam pe unde a trebuit să merg. Bă, dar nu vine să cred ce bine se mișcă jocul ăsta și are grafică foarte bună chiar. Ok, unlock it, open. I need some help. Anybody? Can free me? Not here, ok. Pe partea asta, l-altă, pentru că de ce nu? Pot să calc cu astea. Cream că nu pot să calc. Vedeți, asta numesc eu curățenie. O sticlă atât de curată, un geam atât de curat, încât nu știi dacă este... Ok, deci aici este închis, ai pe aici. Încât nu știi dacă este geam sau nu, acolo de mai... Mai vedeți pe aia pe net că intră cu capul în uși sau în astea, în mall-uri. Hei, tipule, mă poți ajuta? Bă, dar urât mai ăsta. We can both get out of here. Just cut me out of the straitjacket. No one's getting out of here alive. Don't do it. Așa, mă. There's no escaping from what I've done. Take it easy, buddy. Just take it easy. The rig is red. Red. It's a health pack and a flashlight in that wall locker. You should grab them. Okay. Take it. I won't be needing it anymore. Open. Deci. Am lanternă, mișto. Isaac. We're all gonna burn for what we did to you. Pentru că de ce nu fă-ți fermor la gât? Ok, n-ai ce face cât un fermor la gât, pentru că de ce nu? Băi, nasol, că eu n-am armă, efectiv, deci apăs pe click și nu trage. Am doar... Clark, is that you? Who are you? My name is Dana. I'm the one trying to rescue you. Why? What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on age 7. How do you know that?
How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one shooting at you. Fuck. Just follow the route I'm sending you. Mamă, dacă aveam placa un pic mai puternică să mor de nu-l filmam în 60 FPS-uri. Ce zice? B, location. A, deci pe B mi-arată pe unde trebuie să merg, ok. Ce e aici? Da, mă, asta știu. E ceva acolo. Într-o baltă, 4-8 și lucește și... Ok, nu știu ce televizor o fi ăla, văd că aici este ora 12, interesant, ce voiam să zic? Într-o baltă, 4 ochi lucește, ce să fie oare? Cred că e doi pește. Ok, deci ușa e blocată, pe aici trebuie să merg. B, ok, deci tot pe aici trebuie să mă duc. Poc. Nu-i nimic pe aici, din nou să salvăm, ok, safe station, sau ce scrie acolo când am fost atent. Direct, acceptăm, yes. Ok. Unlock it, open. Poc, 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 văd că... Ce nu-i prea nimic, așa? Jocul ar trebui să fie considerat cât de cât horror. Nu știu dacă chiar este horror. Mai are niște jumpscare-uri. Gen, mă rog, ăsta ar trebui să fie un jumpscare pentru unii, dar pentru mine e ceva absolut normal. Și mie mi s-a spart odată o țavă în baie. Și era dita mai... dușul... În fine. Era un furtun care ducea apă în bazinul la veciu și ăla a bubuit. Direct duș în baie, era balta, acum puteam să dau la pește. Dar e ceva absolut normal. Ia, ce e asta? Se repară armură? Ce naiba? Bă, apăs pe E și nimic. Ok, deci nu pot face nimic să înțeleg. Ce BTS e asta? Acum merge, bun. Ok, și eu acum mă târăsc pe aici. Mă târăsc pe covor, ca o râmă constipat, am dat am făcut acest beat, nu mai știu cum era. Era o melodie de la Echo. Am făcut acest beat în timp ce îmi dădeam la lapă, știu că era o melodie. Vorba cântecului, cum zice profesorul meu de fizică. Nu mai știu, discutam o dată despre... Mai mult dânsul povestea, că noi stăm și ascultăm, măcar și-a mai trece în ora de fizică. Ne povestea de biserici și astea și zicea... Ok, bine că am căzut. Și zicea, vorba cântecului. Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici. Tipul e foarte documentat. E geamă. Nu pot să spar geamul. Deci nu se sparge geamul, am înțeles. Și orice ar trebui să-i... Nu vine să strănut. Năzvoie. Mersi. Și acum ce fac? Ce-a fost asta? F? Stai. Și arunc cu energie. Iau chestii și le arunc. Asta e șmecher. Și asta cred că o să-mi trebuiască ca să... Sparg geamul! Ăla-i mă, opa! Get the fuck out! Asta-i ceva gen Gravity Gun-ul. Bă, jocul ăsta mai amintește un pic așa la mecanici de joc cu Half-Life 2. Poate știu ce-i spoar pe ăștia. Bă, e interesant jocul până acum. Când l-am văzut la... Iobag chiar îmi plăcea. Ok, hai că am spart toate astea pe aici. Mai dăm niște zulițe de-astea că-s bune. N-avem Gravity Gun ca în Half-Life. Da, e bine și așa. Și poți să le mai scot de acolo? Nu mai pot să le scot. Ok. Și ce asta? Pick up. Health pack. Bandajează-te. Ok, hai să plecăm. Da, o să mă chinui cu controlele, că n-aș. Are niște mecanici ce nu prea le-am mai întâlnit până acum. Bă, da, așa cum e în third person, îmi amintește Prison Break. Nu știu, parcă și la grafică seamănă cu Prison Break. Dacă vă mai amintiți jocul Prison Break The Conspiracy. Și eu ziceam The Conspiracy sau ceva de genul. Stai că eu în loc să apăs pe F, apăsam pe... E.
Păi dar nu mai am ce pușe de alea pe aici. Și nu am aruncat pe ăla. Dar tot n-am laser. Asta e fain. Și e fain că pot să... Ia, ia, ia! Pick up. Aaa, deci dacă eu omor pe ăștia... Aaa, păi e șmecher jocul atunci. Deci dacă eu omor pe ăștia... Și dacă... Așa, dolari. Aaa, cum îmi amintesc că am văzut chestii de genul și la Iobag. Aaa, păi e șmecher jocul. A, păi așa. Deci pe Space Calc, ok. E bine reținut. Ce evacuare visați voi? Și o pește să mă duc, nu? Ok. Hai, deschide aici. Care șmecher că-l ia mama dracu. Da, mă, stamp. Am văzut-o din aurea asta. Dăm cu ace creditele și îl mai calc pe cap, că de ce nu? Mileu, am văzut mai adineauri. Vedeți? Nu trebuie să-mi faceți voi mie tutorial, că îmi dau singur seama. Deci nu am putut să sparg geamul. Unde e ăsta ce cere ajutor, că nu-l găsesc? Să găsesc o armă, ceva. Nimic? Da chiar, mă, ce e aici? Plasma Energy. Dar chestia asta, eu că nu pot să deschid. Ok, am deschis acum aia. Dar asta e închisă, să înțeleg. Păi și eu cu ăsta ce fac, că nu pot să trec. Înseamnă că trebuie să dau un mic ocol. Da, de aici ții pe ăsta-l pe ajutor. Bă, nu sunt doctor, aș putea să mă fac doctor la ce profit sunt la liceu, dar... Stai. Calm down. I'll cut you out of there. Are you a doctor? Is that a tissue laser? A plasma cutter? Oh my god! Fuck! What the fuck are you doing? Shit! Help! I'm trying! Ne, l-a omorât, s-a dus dracu, ia tăia și... Știi ceva? Motherfucker! Și angulații infinite, să înțeleg? E bine că am gloanțe infinite, măcar. Eu tot trag în ăsta și în sfârșit e mort. Ok, hai să deschidem aici. Open, hai că mă duc până la următorul de ăla de salvat. Și închid, că na, nu vreau să iasă prea. Isaac, it's Dana. You have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Thanks. Încotro. Save station în partea aia. Hai să salvez atunci. Pentru că da. Unlock it. Uite aici. Ia. Sunt ăștia morți, dar nu-mi dă nimic de la ei. În fine, hai să salvăm. Era și o reclamă, nu știu ce de ăsta e serviciu, telefonie. 118932. Stați. Poți să... Știam cumva, știam cum făceau ea, ceva gen 118932, salvează-l acum. Ceva de genul era și mi se pare că era vocea lui Cristi Niculescu. În fine, ajunge cu prostile, hai să salvăm. Yes. Ok, păi am salvat. Și cam de aici o să-mi continui data viitoare, presupun. Oricum, jocul, deci o părere foarte bună despre jocul ăsta, chiar e super bun.
După ce îl joc pe ăsta 2, o să joc și 3 dacă mi-o merge, dacă nu, asta e. În fine, păi încheiem aici acest joc, mie chiar îmi place. Bă, dar pe cât i-am dat grafica? I-am dat-o pe low? Nici nu știu pe cât i-am dat-o. Da, e pe low, se... Deci vedeți ce bine se vede, chiar se vede plăcut. La graficile pe care le-am dat eu, că da, eu vreau să am, că da, consumă resurse. Bine, am și pis de căcat, dar asta e altă parte. În fine, încheiem aici, eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură butonilor de mai jos, da, și acum când filmez eu este 22 august și ăsta e al 9-lea videoclip pe care l-am făcut. Al 9-lea într-o zi, hai că-l fac acum și pe al 10-lea, ciao les.